Bună, oameni frumoși și bine ați venit sau ați revenit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Georgiana Anastasia, iar astăzi vreau să vă prezint hotelul în care am stat și, bineînțeles, apartamentul pe care l-am închiriat, un apartament cu 3 camere. Aceasta este intrarea în hotel și, bineînțeles, l-avem aici și pe Dragoș Dado. Hei, Dragoș, fă-ne cu mâna! Woo! Este un hotel de 4 stele, însă vă las pe voi să decideți la final dacă merită toate aceste 4 stele sau nu. Aici avem piscina, de care vă spun sincer, nu am apucat să mă bucur, însă bine că am fost măcar la plajă. Acum vă las pe voi să spuneți dacă vi se pare de 4 stele și piscina sau nu. Piscina este destul de mare, ce-i drept. Apa este curată, îngrijită. Sunt destul de multe locuri unde să stai. Bine, acum nu este nimeni, de aceea pot să și filmez. Avem acolo salvamarul, bineînțeles, Dragoș din nou. Și dușurile. Ne aflăm în lift și ce credeți? Avem apartamentul la etajul 23! Și iată că am ajuns și la etajul 23. Ce credeți? Până aici mi se înfundă urechile de 3 ori. Aici este apartamentul nostru, așa că vă invit. Haideți! V-am spus că este un apartament de 3 camere, așa că aici este holul. Aici imediat avem bucătăria, vine, te rog frumos, mai aproape. Avem un frigider care are și un cuietoare, n-am înțeles care e faza cu ea, în fine. Avem tot ce ne trebuie, bucătăria este utilată. Avem aragaz, avem cuptor cu microunde, prăjitor de pâine. Ce ne-am cumpărat noi, într-adevăr, a fost detergentul de vase. În rest, am avut apă de la ei, farfurii, linguri, tacâmuri, deci tot. Aici avem partea de living, da, care este foarte mare și acolo avem partea unde putem mânca, bineînțeles, cu masă. Încerc să stau mereu cu fața la cameră pentru că am la valiera. Și vine, te rog frumos, Dragoș, aici pentru că mie îmi place foarte tare vederea pe care o avem. Și anume, balconul are o vedere superbă. Vă rog frumos, doar imaginile vorbesc. Ok, cam așa se vede de la etajul 23. Uitați-vă ce view am dimineața la cafeluță. Bine, nu prea beau cafea, dar nu contează. Uitați cât de frumos este. Haide să intrăm în apartament pentru că oricum a început slujba lor. Revenim aici, avem o zonă foarte mare de mâncat, de stat la o carte, de făcut orice și bineînțeles partea de living. Să mă întind eu frumos. Bă, e confortabil, dar trebuie să vă spun un lucru și anume faptul că nu este foarte mare curățenie, recunosc. Nu pot să vă prezint doar partea asta superbă și cât de minunat este, că nu e atât de minunat precum s-ar dori și precum ar trebui de fapt. Mobila, nu pot să spun că e... Designul e interesant, însă se vede că e destul de uzată. Este uzată, că asta e. Dar view-ul este nemaipomenit. Mie îmi place foarte mult view-ul. Recunosc, în afară de clădirea aceea nouă care se construiește, dar este normal. Haideți cu mine acum să vedem și partea de băi, pentru că este un apartament cu 3 camere și v-am spus că avem 3 băi. Una este de serviciu. Mamă, merg bine cu spatele? Ok, deci să virez, numai puțin. Haideți. Una este de serviciu, chiar aici, unde regăsim doar toaleta, chiuveta și cam atât. Bineînțeles, avem acel dispozitiv al lor cu care, nu știu, cred că se curăță și toaleta și, bineînțeles, e folosit pe post de bideu și hei, bună! Așa, avem camera Cristinei, nu ne băgăm acolo. Aici avem baia cealaltă, care este o baie mare. Baia mare, satul mare. Aici avem bideu, bineînțeles, toaletă, duș cu cadă. Iar aici avem o chiuvetă imensă. Încă un lucru de menționat, pentru că nu vreau să-l uit. Noi am avut chiuveta din camera noastră stricată timp de vreo 4 zile, zic bine, Dragoș? Da, 4 zile. Încă o cameră avem aici. Aici trebuia să mai fie cineva cu noi, însă n-am mai reușit să ajungă în vacanță. Băi, o cameră decentă, dar nu vreau să vă spun ce praf se află după aceste perdele. Adică, nu, lăsați. Bineînțeles, dulap, frumos, cu bec. Sunt condiții și nu sunt. Acum vă las pe voi să decideți dacă e un hotel care arată de 4 stele sau nu. Avem și o mașină de spălat, avem aici o cameră specială pentru ea, da? Însă, în același timp, nu am folosit-o. N-am încercat noi odată să o băgăm în priză pentru a spăla încălțămintea după ce am fost în deșert, dar
sinceră să fiu, nu ne-am dat seama cam cum trebuie să o utilizăm și am lăsat o baltă. Acum, haideți în camera noastră. Ei bine, să știți că nu am făcut curățenie înainte, pentru că vreau să vă prezint așa realitatea. Nu știu voi cum faceți în vacanță, însă eu nu am timp și nici chef sau răbdare să îmi pun hainele în dulap. Mi-am pus doar aici, pentru că avem dulapul acesta, mi-am pus câteva haine pe umeraș. În schimb, totul este acolo, în geamantan. Scuze că te întrerup, dar ai remarcat o chestie? Ce anume? S-a aprins lumina când ai închis ușa și era stinsă când ai deschis-o. Adică ah. Nu mai aveai nevoie de lumina, s-a aprins. Ok. Nu știu dacă ați auzit, pentru că eu am la valieră, Dragoș nu are la valieră, însă el spunea faptul că s-a pornit becul, s-a aprins becul fix în momentul în care eu am închis dulapul, când nu mai aveam nevoie de lumină. Da. Așa, bineînțeles, aici avem un dulap unde se ține și seiful, noi nu l-am utilizat, ce-i drept. Așa, un pic găzanul. Bun, aici este patul, ce să mai... să știți că măcar aici arată bine, e confortabil, nu am ce să reproșez legat de pat. Designul, iarăși, nu mi se pare unul extraordinar de modern, însă în același timp nici învechit. Nu știu vouă cum mi se pare, dar... mie mi se pare că e decent. Aici am masa mea de machiaj, ce e, mi se pare că e fabuloasă, că e mare. Și nu am strâns nimic de aici de pe masă, pentru că v-am spus, vreau să vă prezint realitatea. Și chiar sunt curioasă dacă voi procedați în așa fel la hotel când mergeți, sau sunteți foarte chipzuiți, meticuloși, le puneți la locul lor pe toate. Eu nu le las acolo, pentru că n-am timp, sunt mereu pe fugă și contratimp. Bun, aici mai avem iarăși dulap peste dulap. Avem o masă de călcat, un fier de călcat pe care nu le-am utilizat. Și avem baie în cameră. Fiind cuplu, ne-am luat evident camera cu baie proprie. Avem aceeași cuvetă, avem bideu aici, toaletă, duș cu cadă. Apa asta nu înțeleg de ce mereu se aude. Tu ai înțeles, Dragoș, de ce se aude mereu cum piuie ăsta? Nu știu care e faza nouă, ok? Așa, bineînțeles, ne-au pus mereu la dispoziție toate aceste lucruri de uz. Și cam acesta este apartamentul nostru de 3 camere. Bineînțeles, aici avem cu ventilație, cu căldură, nu mă pricepe foarte bine, dar am văzut aer condiționat, dar are și ventilație, nu are mai multe opțiuni. Aer condiționat, ventilație și căldură, mi s-a șoptit în cască. Repet, sunt curioasă dacă vouă vi se pare că este un hotel de 4 stele sau nu. Recunosc, ne-am avut destul de multe inconveniente, de la acea chiuvetă care nu funcționa, pur și simplu se blocase și cumulam apă, zici că aveam piscină la noi în baie, praf peste tot, curățenia nu mi se pare că este deloc pusă la punct, nici după ce vin ei dimineața și plecăm noi să facem diverse activități și ne întoarcem, nu e curățenie, adică n-a fost curățenie nici când am venit și nici după ce fac ei curat zilnic. Așa, să luăm loc. Ei bine, acesta este apartamentul nostru de 3 camere, de 4 stele, în hotelul din Dubai. Sunt curioasă cum vi se pare. Sunt curioasă dacă voi credeți că este un hotel care își merită cele 4 stele sau ar merita poate 2 sau 3. Până una alta, eu sunt George Anastase și vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la acest vlog. Nu uitați de like, subscribe și multe, 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 multe comentarii. Mua!